Salut și bine am regăsit la un nou episod de Clash Royale astăzi. Ce m-am gândit eu să fac pentru că, vedeți și voi, avem 2700 de gemuri pe care le-am cumpărat eu de-a lungul timpului, pe care le-am cumpărat eu de-a lungul timpului și nu știu ce și nebunii. Fiți atenți. Am cumpărat și ăștia. Am nevoie de cărți comune pentru a le upgrada la level 10. Neapărat am cărțile comune de nivel mult prea mic. De exemplu, uite, nici Knight-ul nu l-am făcut de 10, nici nimica. Iar eu ce tot cer, eu cer Hodge. Da. Logica mea, eu cer Hodge. Fiindcă vreau să fac și făcut de level 8, pentru că este o carte bună. Și astăzi m-am gândit să deschidem un gen chest, în primul și în primul rând, pentru case opening-ul de astăzi. Iar în al doilea rând, pentru că avem nevoie. Da, filmez, de-aia e așa, de-aia vorbesc singur. E ok, după. Cui pasă cât durează, lasă-mă să filmez, că după. Vin după. Așteaptă-mă, o să... Băi, mâncați! Ok, bun. Acum, vreau să deschid un giant chest cu 460 de gemsuri. Pentru că eu am nevoie să fac neapărat, iar din câte știți și voi din GNC pică destul de multe comune, să sperăm că o să pice niște comune și mechere de care să am și nevoie. Uite, avem niște bombări. Deci cu 10.000 pot să-mi iau 100 de bombări și cu 100 de bombări, aia fac un căcat, nu fac nimic. Nu mă aștept cu nimic, aș n-aș da 10.000, sincer. Bun, hai să luăm acest GNC. Să ne mai lungim, nu uitați să apăsați butonul de like în momentul... Bă, da, du-te în pui mei! Așa. Nu uitați să apăsați butonul de like în momentul ăsta și să-mi spuneți în secțiunea de comentarii ce legendară ce carte credeți voi că o să pice sau nu știu, ceva, gen, dacă o să pice legendară sau scrieți și voi ceva acolo în comentarii, chiar așa apreciez mult. Ok, hai să-i dăm open. S-a blocat? Oh, și-a revenit. Bun. 1960 gold. Decent. Un lightning, deci ne-a picat toate picele. Hai să vedem ce. Deci de ce Barbarian Hat? Nu vreau Barbarian Hat. E că pot să o fac level 300. Glumesc, nici chiar, da. Arcașe, bun. 251 de arcașe, super. Arcașele le folosesc în deck, parcă, nu? Ia stați. Da, le am în deck, le am în deck. Arcașele bune. Bun. Am deschis primul giant. Nice. Știi ce mă gândeam să deschidem și chestiile astea? Mă gândeam chestia asta mea sub body, că ar fi o idee bună să deschizi toate toate chesturile care spic aici. Am putea face chestia asta. Gen, da, nu prea. Ai putea face cycle repede către cărțile bune care îți vin. Dar vreau să mai deschid un giant oricum. Oricum îmi vine un giant în curând și vreau să fac un case open, un chest opening mare. Dar azi mai deschidem un giant chest. 1960 gold. Goblin gang, nu e o comună rea. Bomber, bun, ăla e. Ok, 167 de bomberi. Și bomb tower. Băi, un gigant îmi dă. Ok. Bun. Liniștește de Alex. Mai deschidem unul singur. O să dă ce mai mult gold, așa? Nu, ăsta dă mult, o dată. Ce naiba dați bani. Ok. Mai deschidem un giant chest. Ultimul giant chest. Nu mai deschid de altul. Te rog frumos, dăm comune bune. Ok. Balon, nu e rău. Mi-a dat rară muschetar. Mi-a dat rară muschetar, dăm măcar comunele bune. Arcașe! GG, man! Ok, 251 de arcașe, ne mai trebuie încă 50 de arcașe și le putem face level 10. De-abia aștept chestia asta, asta o să fie genial, vă jur. Asta e donetul horror aici. Bun, hai să jucăm și noi un match ceva? Ar fi mișto să le fac la level 10, dar nu cred că o să mai împice, sincer. Cred că ar mai merita să mai bag o dată un gen chest? Credeți? Nu știu. Hai să vedem, hai să băgăm un battle. Pentru că n-am mai băgat de ceva timp. Și trebuie să facem un episod cât mai interesant. Sper că v-a plăcut că am deschis și eu din banii mei. Pentru că știți că de obicei nu prea deschideam din banii mei, mai deschideam ce-mi pica. Dar hai să mai deschidem și din banii noștri, nu-i așa? Că dacă tot i-am băgat în joc și n-am ce să fac cu ei, monstrească să băgăm și un Wiz. Și o să-mi iau urât aici. Mi-o iau urât, orice ar fi. Oarecum, bă, dacă stau să mă gândesc la câte ravagii pot eu să-i fac acum. Îi pun, uite, ăsta. Ok. Hai să vedem. Da, sigur mă vei face cu Wiz-ul ăla. M-ai făcut praf cu Wiz-ul ăla. Săracu. Îi pun arcașe, fiți atenți. Nu! De ce s-a luat de arcașele mele? Bă, de ce te iei de arcașele mele? A, lasă că eu îi dau mult damage acolo, deci ok. Pun și un bomber așa, la mișto. În caz de orice, să dea și bomberul niște damage, că tot mai ține gigantul ăla un pic.
Hai, mai dai un pic. Hai, încă o bucată, bombărule. Ăla e, mă, l-am lăsat sub 1000. Atât am trebuia. Îmi place mult de cu asta pentru că am graveyard de la level 2 și e foarte OP la level 2 și practic. Dar bă, chiar am și încă unul. Poate în viața asta o să putem să-l facem la level 3. Dai bucată! Puteam să jur că mi-o iau. Bă, deci puteam să jur, ok. Hai să băgăm și un graveyard. Hai să vedem. Da, da, da. Da, 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 și-o ia, și-o ia, și-o ia. Și-o ia, gg. Good game. Pa, pa. Poți să-i dai drumul acasă, că ți-ai luat-o urât. Ok. I-am dat un trick crown așa de ușor. Bun, hai să vedem ce ne pică. Știu că o să-mi dea un legendar în scurt timp. Un giant. Bun, deschim și un crunches pentru clipul nostru. Hai să dăm gems. Minion horde. Asta e comuna pe care mi-o dai. Fire spirits. Canon. Și rara e racheta. Doamne, ok, hai să mergem cu un match, hai să mergem cu un match. Pentru că e episodul de la 6 minute și cu siguranță trebuie să mai jucăm niște meciuri. Bun. Destul de puține, doar 6 minute. Asta nu e o șosetă, în caz că vă întrebați. Este un... e nou tip de... Cum îi zice, mă? E nou tip de... Windshield pentru microfon, windshield. Pop filter, mamă, și cum îi zice. Ok, o să facem asta. Ok. Ok. Și eu ce fac? What the fuck, de ce am lag? Gen, serios, chiar am lag mare. Ok. Ok. Eu o să-i dau zap, uite acolo. Ok. Hai să vedem, eu i-am dat turnul. El nu mi-l dă mie, pentru că are un fucking bowler. Cu bowlerul ăla nu fac nimica. Dar i-l-am dat eu lui. Ok. Cam așa se joacă. Deci ăsta e bun, adică știu, e bun, toate decurile sunt bune dacă stăm să o luăm așa, doar că... Doar că trebuie să știți să jucați voi cu ele, asta e ideea. Bă, i-am... Da, bine, mi-a spart toată hoarda, dar... hoarda, toată armata aia de scheleți. Dar e ok, adică i-am dat bine, cât am putut și eu acolo. Eu am Facebook deschis pe vânări și cred că de-aia mai face lag. Și cred că aș putea să-l închid, oricum nu-l folosesc și mănâncă aiurea resurse. Dar e ok, vă sfătuiesc să jucați pe Nox Player, nu mai folosiți memul, e mult mai bun Nox Player. Bun, hai să vedem. Hai vedem, dăm un push de 3 stele? Dăm, cum să nu dăm. Ok, dacă el acum mă pușează, nu, știe ce să facă. Deci dacă făceam un push cu Hog Rider, era mâncat. Vă jur, mâncat. Dar aparent n-a făcut asta. Ceea ce mă miră, înseamnă că știe ce face, nu? Bun, să pună... arcașele alea acolo, pentru că... What the fuck, mi-a dat-o urât. Foarte urât mi-a dat-o. Ok. Bun. Da, nu știu cum să fac acum. Hai, vedem. Zap. Da, mi-a dat și el de ăla. O să-i dau și eu. Am dat foarte prost... armata de scheleți. O să-mi prind o bucată el. Hop. Dacă ajunge mingea bowlerului. Nu, nu ajunge la mine, la turn e bine. Bun, deci încă avem șanse, dar... What the fuck, ce-a făcut omul? What? Nu, mamă, ce prost am fost. Ok. Doar vina mea a fost, am jucat extrem de prost. Mi-a dat twist, da? Bine. Hai vedem cum facem, fii atent, boss. Pică bine, boss, poți să-l porți și pe dos, crede-mă că pică bine. Ok, hai că ai dat și tu. Bun. Nala, mumu. Yeah. Good game. Pa, pa. Credea că mă bate, a? Credea că nu dai cu lightning-ul ăla. Hai că ai dat și tu. Ai dat pe măta. Mort. Încă 3 crown. Bun. Păi cam atât, dacă ați văzut că a venit bunica peste mine și mi-a zis să mă duc la mază. Știți, să mă duc la mază pentru că bunica mi-a făcut de mâncare. Ați înțeles voi, nu? Dar gen, și mi-e foame, trebuie să recunosc. Eu am fost ales, vă mulțumesc mult de abia ne-ați acordat. Sper din tot să vă duc cu a plăcut acest clip. Iar noi ne vom revedea. Du-te în gura, mătii de Kendama. Pa, pa.